În discuția cu președintele Biden, evident că am discutat și despre energie. Măsurile sunt cele pe care tocmai le-am enunțat. Renunțarea graduală la importuri de gaze și de petrol din Rusia și trecerea pe alți furnizori, în paralel reducerea la modul general a dependenței Uniunii Europene de acești purtători de energie fosilă, adică gaz, petrol, și înlocuirea cu regenerabil sau, în cazul nostru al României, de exemplu, cu nuclear. Dar, foarte important, președintele Biden a spus că în Statele Unite se va crește producția de gaz și petrol în așa fel încât poate să furnizeze pentru Europa aceste resurse până când, sigur, regenerabilele sau energia nucleară sunt suficient de bine dezvoltate pentru a renunța gradual.